Au fost controle ieri în județul Olt privind comercializarea țigărilor. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au verificat activitatea mai multor societăți comerciale din mediul rural. Două societăți din localitățile Crâmpoia și Optaș Măgura au fost găsite cu nereguli, polițiștii confiscând mii de țigări de contrabandă. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au identificat două societăți comerciale care dețineau în vederea comercializării țigarete de contrabandă. Administratorii celor două societăți s-au ales cu dosar penal pentru încălcarea prevederilor legii privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau de prestări servicii ilicite. Polițiștii au indisponibilizat peste 3300 de țigarete, fiind întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Oamenii legii au aplicat și două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 15.000 de lei. De asemenea, un alt agent economic a fost sancționat cu 20.000 de lei pentru că nu utiliza aparatul de marcat fiscal. Ca măsură complementară a fost suspendată activitatea societății respective, polițiștii confiscând și suma de 394 de lei.